E accentul. În ultima sesiune nu s-a mai cerut accentul, acum este cerut și accentul. Este pronunțarea mai intensă da, a unei uh, silabe. În limba română accentul este liber, adică poate să pice pe oricare dintre silabe, și pe prima, și pe ultima, și pe antepenultima, și așa mai departe. Caracter, atenție, nu e corect, caracter, doar caracter pădure, cum fac să găsesc accentul? Pur și simplu pronunț cuvântul normal și mă uit care este, se aude mai tare. Și dacă totuși nu m-am convins, de exemplu în cuvântul pădure, parcă nu prea știu care e, da? Îl pronunț cu accentul pe fiecare silabă. Hai să-l pronunț cu accentul pe prima silabă. Ar zice pădure. Nu sună românește, da? Dar pădure sună românește, da? Și atunci accentul este pe du. Da? Ginere chelneriță, da? 19. A, numeralele au a, a, accentul, aceste numerale compuse au accentul pe prima silabă. Acum, conform dom 2, da? A, bine, aici avem adică, aripă, avarie, caracter, doctoriță, fenomen, da? A, dar, conform dom 2, apar aceste dublete accentuale, Acatist și acatist, anost și anost, trafic și trafic, intim și intim, Ponei și ponei? Da? Uh, uh, jilav și Jilav și așa mai departe. În dom 3 în schimb, în da? dom 3 în schimb, s-a uh, renunțat la o formă și a rămas aceea pe care o și pronunțăm majoritatea dintre noi. Anost, antic, gingaș, intim, da? trafic. Cine zice trafic, da? Nu zicem trafic. Da, de exemplu, am cuvântul editor. Conform dom 3, da? Cuvântul acesta se accentuează pe o dacă este editor de carte. Și zic editor, da, cu accentul pe i, da? Asta e conform dom 3. Cu accentul pe i dacă este editor TV, da? În dom 2 e corect doar cu accentul pe O, da, dar în dom 3 am și pe O și pe I, dar cu diferență de, uh, de sens. Și doamna, le luăm pe amândouă în considerare sau trei? <laughs> e aceeași Și așa? Fiind... Uh, e bine să le, să le știți. Uh, să vedem, poate mai dau ceva, ceva informații până la final dacă nu, ei ar trebui să evite, spun același lucru că n-am altă variantă de spus, ei ar trebui să evite aceste forme în care, care sunt diferite, că ei așa au zis în, acolo un anunț. Numai că nu se întâmplă mereu așa și știți ce faceți? De exemplu, dacă ai cuvântul trafic da? și te uiți la cele patru variante, da? Și vezi, îl, îl ignori pe acesta dacă se poate și te iei doar după celelalte, dacă trafic are uh, dublă interpretare, știi, în dom 2 și în dom 3. Da. Înțelegi? Da. Da, acum așa doar uh, sunt comune și în dom 2 și în dom 3, a citi, a dormi, accentul cade pe final, atenție spun taxi pentru că noi pronunțăm de obicei taxi, pentru că l-am împrumutat din engleză, taxi, da? Dar în românește este taxi, pe I, Cachii, uh, colibri, da? Pasărea colibri, nu colibri. Uh, accentul cade și aici la final. Uh, atu, asidu, ambigu, și vă spuneam că în domn 3 se despart în două moduri. Hai să punem accentul. Ia să vedem. La fel, aș vrea să nu citesc eu pentru că vă sugerez. În A. Diplomă. Da? Nu pot să spun diplomă. Da? Apoi? V. Veriță, pe primul. Da. Eu -am, am încercuit silaba ca să o vedeți mai bine. Apoi la C? Chelneriță. Da? La D? Butelie. Butelie, da? Nu e butelie, butelie la celălalt rucsac. Ruc, -sac. ruc, ruc, -sac. ruc -sac, da, nu e rucsac. Rucsac. Mai departe. Primul I, care este prin și l-am și lăsat cu albastru, dar acum l-am văzut. Mai departe. Simpozion. Simpozion, adică da, pe ultima. Apoi Duminic. Duminică. Da? Apoi. Bolnav. 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 Da? Și, nu zicem, bolnav. Calcare. Da? Calcar. Calcar. Pe prima Calcare. silambă. Calcare. Și aici. Caracter. 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 Doctor. Doctoriță. Fenomen, Fenomen. nouă. Și miros, miros. Că nu zic miros, miros, da? Dacă la asta ne mai referim și un pic și data viitoare, dacă îți două cuvinte care se scriu la fel și se citesc diferit din uh, uh, pricina accentului, atunci uh, se numesc omografe, da? Deci, omografe. Omul, să știți că înseamnă la fel, graf, grafie, scriere. Adică se scriu la fel, dar se citesc diferit. Acele și acele. Da? Copii și copii. Da? Campanie, companie și companie. Ia să vedem aici. Mi-a ținut. Companie. Companie, da? În ce? Companie. companie. <laughs> În ce companie a luptat? bunicu sau străbunicu. Când mă văzu, el se sperie. Perie, da? Este perfect simplu că și văzuie tot perfect simplu. Ori de câte ori vede un păianjen, în fratele meu se sperie. Pe E. Se sperie, da? M-a întâmpinat o duduie. o duduie da? Adică du Duduie. Prima. O duduie. Da? Și duduie pământul. Aici. A doua, da? Duduie. Primul du. Și omofone, omofonele se pronunță la fel, dar se scriu diferit. Și s, -s acestea cu cratimă sau ceai legat și dezlegat, deloc. El este deloc din București și n-am dormit deloc, da? nu cred că trebuie să insist foarte mult asupra lor. Da? Atenție aici la nicio. Nicio se scrie legat când este adjectiv pronominal negativ. N-am văzut nicio fată. Și îl scriu dezlegat când spun nu am nici o casă, nici două. Da? Când nici se repetă, da? atunci se desparte de o care rămâne aici, de exemplu, numeral. Da? Nici o casă, nici două. Aici cum scriu? de cât timp ai nevoie, nu sunt legat. Legat, legat. Da? Știți că de cât se folosește doar în enunțuri negative și doar în afirmative. Am doar 2 lei, n-am decât 2 lei. Da? Asta e o greșeală frecventă. Deodată, legat sau dezlegat, legat. da? Legat. și am nevoie deodată pentru petrecere, adică de o zi, da? pe care să o programezi pentru petrecere. Odată erai mai interesat de acest domeniu, legat, legat când legat. înseamnă cândva, da? erai mai interesat, nu odată, ci de mai multe ori ne-a vizitat. Dezlegat. dezlegat. Nu odată, ci de mai multe ori.